Prin decrete episcopale, preasfințitul Petru Gherghel a procedat la o serie de transferuri și numiri în dieceza de Iași. Unele au fost puse în aplicare din luna august, iar altele vor intra în vigoare de pe 13 și de pe 20 septembrie. De la 1 august, părintele Felician Hârja, din Hlăucești, județul Iași, slujește la Biserica Sfânta Tereza din Roman. Părintele Felician face parte dintr-o familie cu 10 copii și este cel de-al treilea preot al familiei. Vind dintr-un mediu de la țară, mediu rural, și aici la Roman deja sunt înconjurat de camere, de microfoane și în biserică și nu numai, și la spital mergând și în alte locuri. Deci deja în mediul urban sunt exigențele mult mai mari, dar menționez, tuturor le-am spus-o, nu ca o laudă, ca pe merit, dar ca pe o mulțumire față de Domnul, fac parte dintr-o familie de 10 copii. Sunt al treilea preot al familiei, ultimul copil, și am observat foarte ușor că mulți rețin lucrul acesta. Eu îl spun ca pe o mărturie, ca pe o mulțumire adusă Domnului. Timp de 7 ani, părintele Felician Hârja s-a pregătit pentru intrarea în lumea preoției. Clădirea din spate este clădirea de pe copou, Școala Iubirii lui Iisus Hristos, acolo unde noi am crescut și ne-am format ca preoți din anul 2002 până în anul 2009, 7 ani de zile. În partea stângă este icoana Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale și patronul seminarului. În partea dreaptă este Sfânta Tereza a Pruncului Iisus Hristos, poate nu este întâmplător că ea reprezintă și patroana comunității catolice din centru aici, Roman, Sfânta Tereza. Apoi, pe verso, am titlul pe care l-am dat acestei amintiri, Memorialul Iubirii. Hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Este preluat versetul din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 4, versetul 34. Părintele Felician promite să fie un preot aflat în slujba tuturor sufletelor. Venind aici ca preot, vreau să fiu în slujba tuturor sufletelor și în același timp să vorbim tuturor oamenilor despre lumina Domnului, lumina care ne mântuiește, ne sfințește și ne conduce pe toți la adevăr. Și alți vicari au fost numiți sau transferați la bisericile catolice din Roman și din zonă. Preotul Alin Benoneconțu slujește la Biserica Inima Neprihănită din Roman, preotul Sergiu Gabor la Giudeni, preotul Ovidiu Ciprian Solomon la Biserica Iisus Bunul Păstor din Roman, preotul Bădălin Bărbuț la Biserica Sfântul Irimia din Roman, iar preotul Ovidiu Gabriel Bejenaru slujește acum la Barticești. Preotul Anton Galațanu slujește la Sagna, preotul Emilian Jitaru și preotul Eugen Dragoș Tamaș la Săbăoani, preotul Alexandru Percu la Ghereiești, iar preotul Eusebiu Tulbure la Iugani. De pe 13 sau de pe 20 septembrie, noi preoți se vor adăuga celor care vor păstori comunitățile catolice din zona Romanului. Preotul Andrei Ciobănică vine la Pildești, preotul Toma Encuță la Giudeni, preotul Isidor Gheorghieș la Oțeleni, preotul Alois Moraru la Barticești, preotul Sorin Brandiu la Biserica Fericitului Ieremia din Roman, preotul Cristinel Fodor la Biserica Sfântul Mihail din Săbăoani.